Hai mă că ne împing ăștia naiba, tot ești. No my fucking god. Are you for fucking real? Ce nu m-am împins ăsta într-o parte, dar n-ar fi trebuit să mă împingă. Fuck you. Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Christmas Chaos. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episoade în continuare. Haideți să strângem și noi peste 1000 de like-uri. N-ar trebui să fie prea greu. Thank you for coming. Thank you for coming. Bla bla bla. Follow me. Let's find out who's behind this. Ce mai cu vocile alea? Ok, bun, deci, haideți oameni buni să jucăm mai mult Christmas Chaos. Sper ca data aceasta, să reușim să batem bossul la final. Eu zic că în mare parte depinde de jucătorii cu care pici, pentru că... ăla-i Rafaelo. Unii sunt prea prostovani, deci sunt foarte prostovani. Atât de începători încât nu sunt în stare nici măcar să stea în viață. Ați văzut și voi cum am murit eu, ca un noob. Nu credeam că poți să cazi așa. Chiar nu mă gândeam. Dar, mă rog. Chestia e să ai niște coechipieri buni, să nu moară ca prostovanii. Am văzut că mulți mor acolo unde am murit și eu la începutul episodului, unde ați văzut voi. Dar nu din aceeași cauză, unii, nu știu, stau afecat și omoară mobii. Eu iar mâncă așa, după mapă, pa, gata. E ciudat, nu știu. Dar, nu știu dacă este un minigame, gen să-l joci pe cont propriu. Dar o să ne străduim, cu siguranță să câștigăm. Hai mă odată. Hai bă moșule. Ce ne fac mă ăștia? Wow, moșule. Bun. Asta e partea unde mor toți. Deci suntem 15, da? Fiți atenți. Cred că plecăm de aici, trecem mai departe, adică peste asta. Noi suntem la 2 din 5. O să fim la 3 din 5. Cred că mai rămânem 8. Nu știu. Mă scuzați dacă par așa mai obosit, dar filmez chestia asta la 2. Iar în momentul ăsta, voi dormiți, da? În momentul ăsta mulți dintre voi dormiți. Dar acum am înțeles cum se fac ce chestia asta de stați calmi, nu mai sunt la fel de numb ca data trecută. E așa enervant să... nu merge. E așa enervant să știi ce trebuie să faci, iar cel din video să nu știe. Pentru că ție ți se pare așa clar. Iar la din video e ceva gen... băram cu ce chestia asta. Mă refer la faptul că nu-mi dădeam seama că... nu-mi dădeam seama unde sunt manetele. Manetele sunt la turnurile acestea. Nu-mi dădeam seama care manete sunt aprinse, pornite, adică turnurile cu verde. Dar trebuie să luăm cadourile, unde am văzut că mulți au probleme să ia cadourile. Deci frate, e mamă, e foarte greu să faci parcurs. Nici n-ai mai văzut așa ceva în viața ta. N-ai mai văzut. E extraordinar de greu. Dar ok, ne descurcăm, nu-i problemă. Le iau eu dacă ăștia nu sunt stare. Nu am luat asta. Credeam că nu au luat ăștia cadourile. Ok. Stai, ce? Oh. Frate, urăsc partea asta. Pentru că o să... Urăsc maneta asta, e dintre toate urăsc cel mai mult. Că aici ai șansă mare să pici. Dacă te împing ăștia... Dar eu sunt boss de boss și nu mă împinge nimeni. Oh, bă. Bun. Ok. Hai să nu mai cad ca data trecută. Uite și ăștia. Știi asta că pică dacă se duce cap. Nu, nici eu nu mai duc un bat piciorul. Poate cad iar. Mai joc și degeaba. Dar, vedeți-vă că partea asta a fost foarte simplă. Partea grea e cea cu Snake Parkour. Doamne, deci e incredibil de enervantă dacă nu știi cum să faci. O să încerc, dar partea aia
cu siguranță o să o tai. Pentru că e prea enervantă. E prea enervantă partea aia, deci o să dureze mult, dar hai să vedem dacă putem să ne descurcăm aici. Ok. Fuck you, snowman. Oh, shit. Aha, m-am pins de dori. E grea partea asta, n-ai ce zicem. Este într-adevăr grea. Nu! Uite, a completat cineva, foarte bine. Bă, maze-ul ăsta nu știu să-l fac. Chiar nu știu, mă pierd pe aici. Asta nu știu să-l fac, dar hai să dăm cu bulanul. Să dăm cu bulanul. E că pe aici poate. E. Bulaneală maximă. N-am luat niciodată ăla. Dar e un început pentru toate. Nu e bine pe aici. Ce naiba. Să știți că nu-mi dau seama dacă merg bine sau nu. Nici măcar nu știu unde trebuie să ajung. Watch out! It's some kind of snow monster. Și că watch out, păi ce watch out, mă, că nu mai știu ce-s de aici. N-ar trebui să dispară chestia asta? Ok. Uite, mă. Eram chiar așa departe. Bun, acum e beleaua că ăsta dă o groază de damage. Tâmpenia asta. Hai, mă. Holy fuck. Trebuie să ai... Trebuie să ai bulan să nimerești aici. Hai, mă. Hai că poate mă bat ăștia. Da, dar cu tot nu înțelegeam. Credeam că... Aoleu. Hai, mă! Au nimerit unul, dar degeaba. Nu știu cum naiba reușesc chiar să-l nimerească. Dar hai să-i dăm rectul. Rec. Get rect. Oh, trebuie să-l nimerești atunci, fix când se formează. Când crește. De. Rectarino. Bă, dar nu înțeleg. Nu înțeleg nici în ce parte să duce. Gata. Nu, mai face o dată. Ce? Ce-a fost asta? Ok. Follow me! Aici vine partea nascoală rău de tot. Deci chestia asta e infernal de greu. Hai să testăm, da. Ce face ăsta? Sper să se priceapă cineva la partea asta. Fuck, nu pot să fac dacă ăștia... Să pun în fața mea. E urâtă partea asta, n-ai ce zice. That wall of ice is blocking our path. Get those presents while I think of a way through. Așa. Bun. Acum partea albastră. Mamă, ia uite-l pe ăla, ce se pricepe. Ok, hai odată cu partea albastră. Hai din nou. Așa. Stăm aici. Ok. Am ajuns aici. Mai dăm o dată rondul. Îl mai dăm o dată. Ok. Oh, da, a dat la checkpoint-ul. A, oricum, îl luasem și eu. Bun, și de la checkpoint. N-ar trebui să fie așa greu. Știu că data trecută eu l-am făcut. Parcă. Ok. În episodul anterior știu că eu am făcut partea asta. Deci ar trebui să fie ușoară. Din câte îmi amintesc. Oh, no! It's a frost giant! Kill it! Oh, l-a făcut deja. Uite, ăștia, da.
Frate, ăștia se pricep, nu glumă. Da, da, recută, a, nimeni nu știa, frate. Cred că reușim să-l facem data asta. Nu, îl omor pe Santa Claus. Claus Iohannis. Hai, mă. Ia direct, Recaterina. Bun. În sfârșit, bossul final. Get wrecked, mate. Hai, mă. Hai. Toată lumea să se roage pentru ei la fel să facă. Să câștigem. What is this? Whose castle is this? I will destroy Christmas. Not even your pathetic friends can save you now. No. Who are you? Ar fi culmea să mă bată unul ăsta. It is me, the Pumpkin King. The Pumpkin King. Revenge will Doamne, ce malefic. You will all die. Oh, my man. Friends beat you before. They'll do it again. Prepare for battle. Hai să-i dăm crâncena lui Pumpkin King. Deci chestia asta, TNT-ul dă one shot. Țineți minte că data trecută n-am știut și mi-am luat one shot. Nu, 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 nu. Holy fuck. Doamne, ce m-am speriat. Am crezut că explodează repede ca TNT-ul normal. Aoleu. Ce tâmpenie. Deci cel mai enervant lucru posibil e că te împingi așa, nu știu. E tâmpenie mare. Mamă, și TNT-ul ăla să-ți dea one hit. This is not a good, my friend. Hai, mă. Hai să dăm crânce. Red. Stau pe red. Mamă, să te pun să stai pe red lângă un TNT de la și să iei crâncena. Parcă așa a murit dar regulă. Păi aici e white. Mamă, dacă-i dau unul ăsta mă zboară. Nu, 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 nu! Aolo! Cum naiba reușesc eu să mor de fiecare dată? Bă, chiar n-am văzut TNT-ul când l-a aruncat. Fuck! Hai că reușesc ăștia. Da, dar recut, am murit la limita limitelor. Nu eu, ăștia-i mei, aproape-l bătuseră, mai rămăsese unul. Nu știu dacă mai țineți minte, iau tu pe ăsta. Bam, crâncena. Așa mi s-a întâmplat și mie. Nu îmi zic că iar, iar pierdem fra... Mamă, uitați-vă cât sunt. Hai că joc și eu. Mamă, sunt foarte mulți. A vedea că îi dai o lovitură. Știi că îi dai o lovitură și te aruncă, frate. Te aruncă la mama naibii. Ia uite-l pe ăla ce crâncenă. Ah. Fugi, bă! Aoleu. Stay on red! Stay on red! Stă cu el acolo. Nu, nu iar! Nu iar, o lovitură, one shot. Yes! Not again. This isn't fair. Hey. This isn't fair. Și acum te duci și iei cadourile, nu? Uite, bă, și ia cadourile. The presents. Bine, probabil sunt opționale. Vedeți că 8 din 10. Ia-le, mă, boss. Oh, stau, nu știu să ia cadourile. Right click. Ce facem ăla? Rite. What the fuck? Ce-a făcut mă ăsta? Nu trebuia să ia cadourile? Collect the two presents. Aoleu, ce prost e ăsta, s-a teleportat în altă parte. Lol, what the fuck? Încep și așa să iasă. Doamne, ce prostovan, scria și sus acolo, collect the two presents. Bun, deci nici data asta n-am reușit să-l terminăm. Am bătut boss-ul. Am bătut boss-ul, dar asta n-a fost în stare să ia cadourile. Oricum, l-am bătut, deci asta se pune. Deci sper că v-a plăcut acest episod, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!